Bună ziua, dragi prieteni! Numele meu este Iulia Herbil. Bine ați venit la Cafeaua cu Fericire! Astăzi vom vorbi despre acele momente mai puțin frumoase din viața noastră când pierdem orice control asupra gândurilor noastre și energia negativă pune stăpânire pe noi. În societatea modernă, această stare se numește depresie. Cum să scăpăm de depresie? Ei bine, există mai multe căi. Printre acestea, există posibilitatea de a merge la un specialist care să ne prescrie un tratament adecvat. Dar înainte de aceasta, vă propun să facem asocierea între numele depresie, în engleză depression, și asocierea celor două cuvinte, deep rest. Observați asemănarea? Depression, deep rest. Așadar, o soluție la îndemână pentru oricare dintre noi, atunci când momentele de tristețe sunt mai puternice decât noi înșine, este deep rest, adică odihna profundă. Când simțim că suntem copleșiți de momentele neplăcute ale vieții sau de gânduri neplăcute, trebuie doar să ne ajutăm singuri și să încercăm să ne odihnim mult mai mult decât o făceam până atunci. Somnul ușor este un somn cu spor. Vă doresc sănătate, sunt Iulia Herbil și vă aștept cu drag și data viitoare la Cafeaua cu Fericire.